Salutare, salutare! Cea mai simplă cremă în absolut. Încă este iarnă, deși eu am aici, ia uitați, lalele. Eu mi-am creat propria mea primăvară. Bun, și cu toate astea, mâinile încă suferă. Așa că o să facem cea mai simplă cremă pe care puteți să vă faceți oricare dintre voi acasă, pentru că găsiți ingredientele în absolut orice magazin naturist. Există persoane care vor 100% natural în tot absolutul. Nu prea există 100% natural în tot absolutul, dar în ideea lor, niște unturi și uleiul amestecate sunt perfect 100% naturale. Da, acum sunt persoane care sunt alergice la conservanți. Și atunci putem încropi, să zicem așa, o astfel de cremă pe care nu o să o găsiți în comerț, cel puțin nu o rețetă autorizată, o rețetă notificată și așa mai departe, ci doar realizată handmade. Ce am aici? O lingură de ulei de migdale. Puteți să puneți ulei de orez, ulei de susan, ulei de soia. Sunt la fel de bune, sau chiar ulei de măsline. O lingură de unt de shea. Puteți să îl înlocuiți cu ulei de cocos. Și aici am o lingură plină de gel de aloe vera. Pentru cei care vor, după cum am spus, 100% naturale, nu este extrem de indicat gelul de aloe vera din comerț, pentru că el are direct conservanți, dar ăla este cel mai bun pentru așa ceva. Pentru că are o anumită viscozitate și este și conservat, așa fel încât întreține cât mai mult timp durata de viață a produsului și nu doar atât. Ajută și la emulsifiere, pentru că gelul de aloe vera gata făcut este un foarte bun emulsifiat. Ăsta este făcut de mine din pudră de aloe vera. Este, bineînțeles, gelifiat și este cu ajutorul unui gelifiant natural, bineînțeles, și are și conservant, în așa fel încât le-am putut păstra mai mult timp. Dar puteți folosi direct din plantă de aloe vera, cele care găsiți plantă de aloe vera în magazine și doriți să îl realizați. Deci, repet, o lingură, nu cu vârf, de ulei de migdale, o lingură, nici aia nu cu vârf, deci nu foarte plină, de gel, de unt de shea și o lingură plină de gel de aloe vera. O să duc pe baie de aburi să topesc amestecul ăsta și o să ne întoarcem să ne terminăm crema noastră. Nu s-a topit în totalitate, dar o să amestec eu și o să ajut la topire. Și lăsăm să se răcorească destul de bine înainte de a îl amesteca cu gelul de aloe vera. Puteți să-i adăugați sau nu ulei esențial. Eu în amestecul ăsta nu o să adaug ulei esențial. Voi puteți să-i adăugați o picătură, două de ulei esențial de lavandă, care este reparatorie și este extraordinar de utilă. Sau puteți să puneți ulei esențial de mușețel. El este un picuț mai scump, dar este extrem de bun și el în problema respectivă, în mâini crăpate, în mâini care se exfoliază și care suferă din cauza frigului. Bun, acum, ținându-l în mână, este doar călduț amestecul nostru și ușor, ca la o maioneză, îl turnăm puțin câte puțin din ulei. Și îl înglobăm. Dar, repet, puțin câte puțin, exact ca la o maioneză.
Vrea să stai. Ok, i-am adăugat tot uleiul. Și acum amestecăm, îl lăsăm un pic să se răcească. Puteți să-l puneți un pic chiar în frigider. Ca să se emulsifieze mai bine. Cu gelul din comerț era deja foarte, foarte bine amestecat. Cu gelul făcut. Durează puțin mai mult, dar este un amestec omogen, compact și extraordinar de util. Îl lăsăm să se mai răcească. Puteți să-l blenduiți cu un... Dacă faceți cantitate mai mare, puteți să-l blenduiți, bineînțeles, cu un blender. Dacă aveți și un blender din acela mic de cafea, ar fi și mai mișto și mai fain. Eu o să încerc totuși un artificiu cu ăsta. Nu știu dacă o să se întâmple vreun miracol sau ba. Ia uitați-l, cum deja se albește. Cam despre asta era problema și povestea. Ia uitați. Ce miracol, ce minune. El se albește și devine o cremă. Exact ca și o cremă de cumpărat. Mai blenduim puțin, încercând să nu stropim peste tot. Asta o prepar pentru mama unei prietene care doar așa ceva folosește și care m-a rugat să îi prepar pentru că nu avea în casă ingredientele. Bun. Ea se va mai întări când se va răci complet. O să vă arăt și cum se prezintă pe piele. Sincer, prefer de mii de ori să torn în atelier în cufa Malaxorului 5 litri de ulei și să fac un lot întreg de creme decât porțiuni mici, dar cu drag fac pentru cei care sunt aproape și care vor ceva deosebit. Ia uitați. O să o pun într-o cutiuță. Mititica nu are nevoie de conservant, pentru că gelul de aloe vera are conservant și în rest sunt unturile și uleiurile. Dar vă recomand totuși să o țineți la frigider, în așa fel încât untul de șoia fiind pe tot timpul rece, să rămână compactă, mult mai compactă decât ce acum. Va fi o cremă foarte, foarte densă, rece și foarte, foarte, foarte hrănitoare. După cum am spus, eu nu-i pun. La cantitatea asta puteți pune 2-3 picături de ulei esențial de lavandă. Asta este tot pentru astăzi. Încercați și voi. Încercați cantitate mai mare cu blenderul, încercați cantitate mai mică cu ăsta sau cu un mini... Stai să văd dacă îl am pe aici. Pentru că i s-au terminat bateriile. Nu l-am. Este mini blenderul acela pentru cappuccino. Puteți să îl folosiți pe acela. Asta este tot pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. Iar dacă doriți să-mi susțineți canalul, în așa fel încât să mai fac și alte tutoriale, puteți să-mi oferiți o cafea virtuală, urmând linkul din descriere. Cum se procedează? Se accesează linkul respectiv și, bineînțeles, online, ca și cum ai cumpăra un produs, spre exemplu, puteți să-mi plătiți o cafea virtuală, contra valoarea unei cafele virtuale. Mie mi-apare, bineînțeles, cum că cineva mi-a oferit o cafea virtuală. Și pentru mine, cafeaua respectivă este extrem, extrem de importantă, pentru că vine de la voi, ca semn al prețuirii voastre. Asta este tot pentru astăzi. Repet, o lingură de gel de aloe vera,
o lingură de ulei de migdale și o lingură de unt de shea. Cea mai faină cremă de mâini ever. Poate fi folosită inclusiv de către copilași. V-am pupat!